Acum, cu o informație de ultimă oră, un camion pentru transportul gunoiului s-a prăbușit într-o râpă în Caraș-Severin. Un om a murit, iar alți doi sunt răniți. Colegul nostru, Vali Popovici, vine cu toate informațiile ce s-a întâmplat, Vali. Bine te-am găsit. Este vorba de un grav accident de circulație, așa cum spuneam deja, avem o persoană decedată, a doua este grav rănită. Pompierii de la detașamentul de intervenții din Oravița sunt în acest moment la fața locului. Este o râpă de undeva la vreo 50-60 de metri. Noroc că acest camion nu s-a dus până în fundul râpă, prăpastie, că de fapt e o prăpastie acolo. Cert este că nu se știe deocamdată despre ce este vorba. Ori eroare umană, șoferul a greșit ceva în timp ce a condus camionul, ori este vorba despre o defecțiune tehnică. Circulația se desfășoară foarte greu în zona respectivă. Este vorba de un drum de munte cu foarte multe serpentine, foarte multe curbe și mai ales multe prăpăstii pe marginea drumului. Este drumul care leagă orașul Oravița de sanatorul de la Marila, pe muntele Marila. Așa cum spuneam, pompierii sunt la fața locului, încearcă să scoată cea de-a doua victimă care a rămas prinsă între fiarele mașinii. A treia victimă a fost scoasă mai ușor, dar așa cum vorbim, din păcate, avem o persoană decedată până în acest moment. Gina? Vali, mulțumesc!